Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură continuă să livreze furajele atât de necesare fermierilor și crescătorilor de animale din fâșia Gaza pentru a le proteja, dar și pentru a sprijini producția locală de alimente proaspete și nutritive, cum ar fi lactatele, ouăle și carnea, în contextul unui risc iminent de foamete. Până în data de 11 aprilie, peste 1600 de fermieri au primit furaje de la FAO. Sabha Davish, un fermier în vârstă de 72 de ani, explică faptul că animalele sunt principala sursă de trai și de venit a familiei sale. Vă jur ce vă spun, m-aș duce să caut în gunoi niște orez, bucăți de pâine, îți jur fiului, din gunoi de aici și de acolo, furajul bineînțeles că ajută, animalele ar fi mai sănătoase, ar fi mai pline. Fiecare fermier a primit un sac de 50 de kilograme. Aceasta este prima dată când furajele pentru animale au intrat în fâșia Gaza de la escaladarea ostilităților, care a provocat prăbușirea lanțurilor valorice agroalimentare, contribuind la deteriorarea rapidă a insecurității alimentare acute din Gaza, cu apariția condițiilor de foamete în nordul fâșiei Gaza. Fatma Merabah Jebara spune că a avut 45 de capete de animale, dar acum are doar 10. Ea speră că cu acest furaj va putea să mărească turma și să readucă oarecare stabilitate pentru familia ei. Aceste animale înseamnă totul. Ele sunt o sursă de îmbrăcăminte. Obținem lapte și iaurt pentru copiii noștri. Primim carne, facem vânzări de pe urma lor și câștigăm bani. Așadar, animalele reprezintă totul. Animalele sunt o resursă importantă în Palestina. FAO urmărește să livreze inițial un total de 1500 de tone de furaje către 2450 de fermieri, cantitate suficientă pentru a asigura timp de aproximativ 50 de zile lapte pentru toți copiii cu vârsta sub 10 ani din Gaza, furnizând aproximativ 20% din necesarul zilnic minim recomandat de OMS în ceea ce privește aportul caloric. Bilal, un crescător de animale în vârstă de 63 de ani din Rafah, spune că înainte de conflict avea peste 95 de capete de animale, dar acum are 13, multe dintre ele murind din cauza foametei și a lipsei de medicamente și vaccinuri. Animalele noastre au murit, ne-am părăsit casele, suntem strămutați, nu o ducem bine, este o luptă, este greu de descris. Mustafa, un alt crescător de animale din Rafah, spune că doar 17 din cele 45 de vite ale sale au supraviețuit conflictului, prin urmare el se străduiește să-și hrănească familia. Înainte de război aveam legume de aici și de acolo și reușim să ne descurcăm, dar acum nu mai este nimic. Singura noastră hrană acum este mâncarea la conservă și tot ce vine de afară. Nu avem nimic de pe aici din care să mâncăm ca înainte. Aproximativ 55% din animalele producătoare de carne și lapte din Gaza au fost sacrificate, consumate sau pierdute din cauza conflictului. Doar 45% din rumegătoarele mici au rămas, ceea ce corespunde la aproximativ 30.000 de capete începând cu luna martie.